Salut! Eu sunt Anca Ștefania și astăzi la vlogul de 3 minute povestim despre încredere. Aveam vreo 15-16 ani și treceam printr-o criză existențială, probabil, când prietena mea cea mai bună mi-a spus ca ei, bunuța, bunica, i-a spus următorul lucru. Ce al tău e pus deoparte. Și mi s-a părut extraordinar când am auzit asta pentru prima oară. Parcă mintea mea mi se deschisese și înțelesesem așa, dar mi se downloadase o grămadă de informații în momentul respectiv. Evident, efervescența asta nu a ținut foarte mult, pentru că ulterior m-am întors iarăși la frici, la liste de cupași, ce este de făcut și așa mai departe. Fast forward, dă pe repede înainte câțiva ani și am găsit-o pe Daniel Laporte. Daniel Laporte vorbește despre transmutarea acestor liste cu chestii pe care trebuie să le faci, pe care le ai de făcut, pe care și eu le ador, pentru că îmi place să le pun acolo, știi, așa, 1, 2, 3, 7, 9 și apoi după ce le termin să le tai așa foarte frumos. Este extraordinar de eficient, extraordinar de satisfăcător. Însă ea vorbește despre transmutarea acestor liste cu lucruri, cu task-uri de făcut în transmutarea unor liste cu sentimente. Ce vrei să simți, nu? În momentul în care tu îți pui, uite, am de făcut X, Y, Z și așa mai departe, tu îți creezi de fapt o strategie pentru a ajunge să te simți într-un anumit fel. Nu mă refer neapărat la task-urile pe care le ai la serviciu, de, ok, că ai niște lucruri de făcut în fiecare zi. Mă refer la pașii sau lucrurile pe care tu crezi că trebuie să le faci, de exemplu, pentru a fi fericit sau pentru a resimți bucurie în viața ta. E, noi cam asta facem în viața noastră. Ne trasăm așa niște idei despre ce e de făcut pentru a ajunge să ne simțim ori în siguranță, ori să ne simțim mai împăcați, ori să ne simțim conectați, ori bucuroși. Daniel Laporte povestește despre altceva. Spune că focusul nostru ar trebui să fie pe cum vrem să ne simțim și acțiunea să curgă din asta, din focusul pe felul în care vreau să mă simt, da? Dacă vreau să mă simt conectată, asta înseamnă că pot să depisez conexiune în tot ceea ce fac eu în jurul meu. Nu trebuie neapărat să cred că trebuie să mă duc să socializez ca să simt mai multă conexiune. Există posibilitatea să simt conexiune și atunci când sunt singură și meditez. Dacă focusul meu realmente este pe asta, pe felul în care vreau să mă simt. Se vor întâmpla două lucruri. Unu, îți va fi mai ușor să recunoști sentimentul respectiv, emoția respectivă. Doi, îți va fi mai ușor să creezi sentimentul respectiv. Chiar și atunci când speli vasele, nu? Poate vrei să simți pasiune. Ei bine, spală vasele și creează acest sentiment de pasiune. Pentru că îți va fi ușor ulterior să, cum să spun, să amplifici. Și poate spui, dar ce, mă mint, nu? Dacă mi se pare că spăl vasele cu pasiune. De fapt, pasiunea nu există acolo, mă mint. Nu e vorba despre asta, este vorba că fiecare dintre noi avem o sursă pentru toate sentimentele și toate emoțiile astea. În momentul în care te focusezi pe ceea ce faci, de exemplu speli vasele, și accesezi sursa din care pasiunea vine, o faci în mod conștient, înțelegi? Adică nu ești dependentă niciun fel de ce se întâmplă în afara ta pentru a simți lucrul respectiv. Ok, hai că m-am dus foarte mult în direcția asta. Vreau să spun doar atât. Ce al tău e pus deoparte. Ai încredere că tot ceea ce trebuie să se întâmple, că tot ceea ce tu trebuie să experimentezi și trebuie asta nu e pentru că ți l-a dat cineva sau pentru că tu ai spus că trebuie, ci pentru că este necesar pentru ființarea ta, pentru devenirea ta să treci prin lucrurile respective, se va întâmpla. Trezește în fiecare dimineață, este extraordinar de frumos să te trezești în fiecare dimineață cu sentimentul că ești susținută, că ceva, cineva, universul, Dumnezeu, cum vrei tu să îl numești, are grijă de tine. Să ai încredere că realmente ce al tău e pus deoparte. Mulțumesc! Zi minune!